Vă salut și bine v-a la un nou clip. Astăzi aș vrea să încercăm să mai facem câteva armuri șarpe, pentru că m-am pregătit iarăși cu câteva comori șarpe, am făcut ranul de 3 ori aseară și am zis haide să strâng cu ferele, le deschidem și pe clip și vedem și noi dacă astăzi avem mai multe șanse față de data trecută când n-am făcut aproape nimic, adică <laughs> am făcut o armură, dar din păcate fără bonusuri nebonusate și să vedem dacă astăzi avem șanse mai mari să facem măcar mai multe. Hai că vedem. Nu uităm de butonul de like, subscribe și înainte de a evolua armurile, trebuie să facem gaia, fraților. Haideți să vedem dacă reușim și dacă facem mai multă gaia astăzi, dacă reușim să facem, nu știu, 1000 gaia, ceva de genul, poate punem și pe armura asta set, efect de set, pentru că am mai farmat cioburi. Deci am mai lăsat contul să bată cu ajutorul acestui Phoenix a făcut încă peste 50 de cioburi pentru armură și dacă am noroc, iarăși cum am avut data trecută în clipul anterior, poate prindem din prima. Bine, data trecută am prins din prima pe armură după ce mi-au ieșit de vreo 7 ori, dar hai să vedem dacă avem mai mari șansele pe asta cu vânt. Deci, țineți în pumnii. Dacă e să avem gaia, bineînțeles. Dacă nu avem suficientă, poate data viitoare o să, punem, o să încercăm să punem efect de set, că dacă facem șarpe, este bun efectul de set și pe această armură cu vânt. Astea fiind zise, hai să depunem să facem gai, avem inventarele pline de pietre cumpărate în ultimul timp și am mai primit și de la voi pietre lucioase, vă mulțumesc foarte mult! Deci și cu ajutorul vostru facem aceste puncte la Gaia. Haideți să vedem câte facem în total. Deci am luat câteva pietre lucioase în inventar. Nu sunt suficiente, cred o să mai trebuiască să ne reîntoarcem, dar hai să vedem câte facem acum. Până nu că pe la 600, deci dublăm suma asta de 300. A, ah, și iangul din inventar, nu vă speriați, este transferat pe ca o parte pentru că nu mai am loc de el să pun pe shop, fraților. Deci știți foarte bine că dacă faci peste 1000 de oni, în total și cu shop și cu... Înțelegeți voi care-i treaba, nu mai pot pune pe shop alte iteme, deci am transferat să pot pune din nou pe shop chestii și să pot vinde. Ideea e că am undeva pe la 700 de ori ceva de ce nu, aproape 700 și e bine, e bună suma pe care o avem acum. Mergem în creștere. Hai să vedem și cu Gaia dacă mergem în creștere. V-am zis, bă, nu ies cu un 600, dar pietre lucioase se, se, sunt pe terminate, după cum puteți vedea, mai avem 400. Hai să văd, aproape 600. Vreau să vedem totalul. O să, revim, o să revenim noi cu totalul, îndată ce mai revenim și cu pietre lucioase. Și fac eu treaba asta de câteva ori ulterior, vedem care este suma de gaia pe care o avem, și deschidem și cuferele să vedem ce prindem din ele. Țineți în pomnii la, la cât mai mult lustru șarpe să facem cât mai multe evoluții. Pe lângă lustru mai trebuie beril obscur, dar hai să zicem că am mai cumpărat ce a mai făcut de-a lungul timpului de la Bosch Aparent s-a strâns 1100 de gaia, ceea ce înseamnă că avem șanse mari să punem și efect de set pe armură Haideți să vedem acum, deschidem aici, v-am zis că o să deschidem comorile E bine că avem și loc în inventar, hai să vedem ce prindem Și beril obscur, bun, dar păcat că e o bucată Filon, beril, haide cu lustru, cât mai multe, până acum niciunul ce ar fi să nu vină nicio, nicio bucată din toate cuferele. Ar fi o surpriză mega, mega proastă să zic așa, uite au venit 5 de deci ce evoluție deocamdată, dar se cam duc, se cam duc cuferele, măcar două evoluții, avem 1100 de gaia. Uite-te și tu că doar o evoluție din toate cuferele. N-a meritat sincer să le deschid. 48 de cufere și le punem la 35 ca ca bucata cele mai ieftine de pe piață s-au investit 16 oni, 17 aproape, de deci 17 ani și n-am scos nimic aproape, ia să vedem orison mic, băgăm aici pe mânușa asta, poate, eșuat, nici asta n-a mers, scoicile s-au dus și ele, deci chiar n-am prins nimic, uite am prins cred că una adaugă, în rest chiar mai nimica din ele, poate o fi una și bună, nu o prea cred, o să vedem noi, dar sunt un pic dezamăgit de dropul pe care l-am primit. Poate mai fac astăzi niște ranuri, mai facem de fapt pentru că nu fac singur. Suntem o grupă de câțiva jucători și când ne strângem facem acest ran, ați văzut acolo în clipuri. Și dacă ne mai strângem s-ar putea să mai facem, dar uite că n-am avut șanse foarte mari să prind lustru astăzi. Păi ce mă, mă oftic un pic, hai să vedem dacă pe piață mai sunt parcă, parcă aș mai cumpăra să vă zic sincer măcar 15 să fie 3, 3 evoluții să zic uite bă că n-am avut nu, nu, vine să cred că n-am avut șanse să prind măcar 10 bucăți data trecută chiar am prins ok să zic ia să vedem cât costă 5 bucăți costă 4 ani, după cum puteți vedea sunt cam piperate să vă zic sincer în trecut cumpăram și cu 3,5 și din contră, trebuiau să se mai ieftinească, nu să se mai scumpească. Dar uitați că lumea probabil cumpără sau evoluează, este cerere mare în orice caz. Și cufărul, hai să ne uităm la cufăr cât costă. Comoară, hai să vedem. Auleu, uite aici, comoară șarpe, 40 caca de fapt e bucata. Deci să vă dați seama, este cufărul foarte scump. Dacă le vindeam ieșeam într-adevăr mai bine, dar să vedem măcar o evoluție. Hai să mai cumpărăm noi aici 5 bucăți. Vedem dacă mai pică. A picat, mă. Ia să vedem. Dacă mai veneau 5 eram super. Dar, uite, decât să dau 4 în pe 5 bucăți, am dat un on 60 sau cât am dat acolo pe 5 cufere. Și uite, mi-au mai picat. Ia să mai cumpăr. Mai cumpăr până prin dropuri slabe, să zic așa. Uite, o să mai cumpăr 4 bucăți, ca așa am văzut acolo pe piață, pe la 30 kk. Imediat vedem ce prindem. Deci, păcat că nu mi-a picat din prima mie, din cuferele mele. Da, stați, așa că le strângem noi până la final. Ia uite, e șarfă de 10. Din astea cumpărate merg mai bine lucrurile. Ia, orisonul ăsta face treabă. Eșua, din păcate. Hai să vedem ce se întâmplă. De deci 10 bucăți să le mai luăm și polea 5 cu 4 oni. Hai să fie 15 să zic. Și vedem imediat evoluțiile. Să vedem din 3 dacă facem măcar una. Ce ar fi să ieșuiaze toate. Dar vom vedea. Deci așa cum am zis. Hai să le cumpărăm îmbunătățiri, materiale. Hai să le luăm lustru. 4-5 bucăți extrem de scumpe, dar n-avem ce să facem, astea sunt prețurile, mereu cumpăr când sunt foarte scumpe, nu faceți ca mine, dar asta este, când vrei să încerci, oricât ar costa, cumperi, așa e de fiecare dată. Așa am făcut și cu mănușa asta, când am pus pietre pe ea, cert este că oricât de scumpe ar fi fost pietrele atunci totuși am făcut-o. Hai să vedem și o eșarfă, eșarfă de 10 până la evoluat de armuri, haide să încercăm să evoluăm o eșarfă, hai una de 20 și suntem ok. Nu e de 20 dar de cât e? 15. Deci ne-am scos, hai să zicem că ne-am scos cele 5 bucăți aproape, deci hai că e ok, investim pe o parte, scoatem pe altă parte. Hai să facem și noi rapid misiunea cu piliturile, după care mergem în templul șarpelui și facem evoluțiile. Să sperăm că nu vor eșua toate. Pă măcar una și bună dacă iese, tot e bine. Adică să avem și noi ce să plusăm. Dacă îmi toate păcate de munca noastră, adică s-au investit câteva ore și în cuferele acelea, hai să vedem totuși, țineți în pumnii să vedem ce facem acolo și dacă reușește ceva. A venit momentul să evoluăm și noi armurile, le-am făcut aici cât un spațiu, să sperăm că se vor ocupa aceste spații, hai să vedem. Opa, primul spațiu ocupat, al doilea spațiu neocupat, dar, stați că mai avem o șansă, două din 3. Păi din astea două, dacă am prinde ceva, hai să vedem ce se întâmplă, ce am primit, prima. Un mob, dar o să-i dăm un plus să vedem dacă, țineți în pumnii, dacă dăm plusul și la primul, la primul bonus prindem rezistență pe ce e bună asta. Dar nu cred că, tare mie mie că o să pună bonus în mijloc, o să vedem, hai. Și aici alunecare și iarăși câte două bonusuri, ce e aici mă fraților, ce s-a întâmplat aici? Tare mie mie că este primul și al treilea bonus cum ar veni și o să pună în mijloc la ambele, ia să vedem ce se întâmplă până la urmă. Uite, avem cât un zeu aici. Ne dăm seama imediat, ia. A, ah, dar stai că trebuie să, chiar să o plusez să văd bonusul. Și nu avem niciun cufăr. Hai să ne lămurim cu armura. Bănuiesc așa cum am zis, 90% șansa să pună în mijloc. Dar hai să ne lămurim totuși să vedem care e treaba. Deci, da, în mijloc va pune. Deci nu sunt bune. Aceste armuri nu sunt bune. Hai să vedem cât costă. Una cu unu mob, de exemplu. Nu știu sigur dacă este foarte mult, dar vedem imediat. Aute cu 2 mobi, unul -un. deci despre asta e vorba. N-am reușit nici asta să facem armură. Uite, și de sura cu doi monstri, 30 kk. Înainte le vindeam și pe astea cu, cu ceva, parcă 3-4 în, totuși am luat pe una. Dar acum văd că nu mai au preț nici astea cu 2 monstri. În altă ordine de idei am zis că o să încercăm să punem și pe armura aceasta cuvânt, efect cavaler, haideți să vedem dacă reușim. Avem aici o singură încercare, aproape făceam de două, dar m-am luat cu șarpele și n-am reușit să fac 100, dar sta să vedem că poate sunt șanse. Țin să cred că totuși astăzi cam mici șansele să facem noi ceva, dar n-are nimic, haideți să vedem. Gaia avem totul cum trebuie hai să găsim și un inel, uite la aici. Încercăm imediat această armură, haide să vedem ce se întâmplă. Nu simt că va reuși din prima, pentru că niciun item nu mi-a ieșit din prima, să vă zic sincer, dar ia să vedem. 3, 2, 1, eșuat. Deci astăzi nu prea ne-au mers treburile, am pus-o și pe slotul 3. Mă gândeam că poate merge așa. N-a mers, hai să vedem data viitoare că mai avem foarte puține cioburi de strâns pentru un concercare. Dar Gaia, Piangul s-au dus, s-au dus. Era bine dacă ne ieșea armura, dar uite că astăzi nu prea, din orice punct de vedere, nu prea ne ajuta jocul. Mai încercăm totuși câteva chestii, nu terminăm acum. Haideți să mai liberăm un pic inventarul. Punem berilele astea, vedem cum facem un pic de loc și s-ar putea să mai încerc puțin hidrele pentru că sunt la preț ok. Și dacă mai plusăm aici cu niște magice Eu sunt mulțumit Dar sta să vedem că la cum merge ziua de azi S-au cumpărat câteva cufere hidra de tot angul Și hai să vedem ce se întâmplă cu ele Exo 2, Exo deocamdată Tigru regal Biscuit cu proteină, vișinie Iarăși vișinie Lucioase Și mai avem un singur cufă Hai să vedem dacă este salvatorul Bă, măcar o magică dacă ar veni Inel Hidran, că tot am consumat astăzi câteva. A, uitați-vă că am dat o eșarpă la plus de la 20 a ieșit de 21. Am făcut acum una pe șamancă și am cumpărat o pasta într-adevăr cu 9 ori. Am zis că poate sare una de 25 iarăși. Nici nu știu ce să fac, să mai încercăm, să nu mai încercăm. Aveam niște cufere zodiac pe niște conturi și dacă le-am deschide de pe alea, poate mai facem o eșarfă ceva să mai încercăm în ea. De 21, mă, bine că n-a picat măcar de 24. Totuși, dacă mergea de 24, făceam un profit. Făceam un profit măricel. Hai să vedem dacă reușim ceva cu ea până la sfârșit, pentru că astăzi este o zi ciudată, într-adevăr. Adică nu prea reușesc să fac mare lucru, dar încă încerc, încă încerc să termin pe o notă pozitivă, hai să vedem cu acele cu ferezodiac de pe conturi, să vedem ce se întâmplă cu ele și dacă mai facem o eșarfă cumva Pa avem șanse să mai facem o eșarfă, doar de ar pica, uite au picat două, deci aici am avea dacă ar merge toate Vom vedea imediat când le plusăm, dar stați așa să vedem și pe celelalte conturi, uite aici încă trei eșarfe, iarăși trebuie să meargă toate la rând ca să meargă avansată. Continuăm. Mai avem aici pe șaman că 3 bucăți, dar șarfeet nu prea. Avem doar două de 1, deci nu avem cum să facem aici. Continuăm cu ninja -ul. Ia să vedem aici ce avem. Una de 1, două de 1 și cam atâta, nu? Astea sunt. Mai plusăm cu încă una de 1 și poate dățile viitoare. Mai avem și warul. Ia să vedem și pe el, dar nici o armă până acum. Ia să vedem warul, poate aduce o armă eșarfă, glob și armură. Aici avem una de 10 și 2 de 1. Deci nu putem face pe war. Și ultimul cont pe care putem să facem eșarfă. Doar că e asta e așa. Și pe ăsta trebuie să meargă 100%. Revenim cu toate conturile aici să vedem care face o eșarfă și cu acea eșarfă vreau să iasă de 25 dacă iese. Dacă nu iese, nu iese. Să o lase așa de 21. O facem noi în altă zi dacă e. Dar hai să vedem, începem cu ăsta dacă tot l-am adus. Ia, succes! Stați așa că nu e bine. Pac, pac. Succes, succes și asta și... Bravo mă, hai că am făcut-o deja, de 13. Hai să vedem, o băgăm direct. O băgăm direct și vedem imediat dacă sare 25 -ul. Să nu uiți să schimb și scena, că dacă sare 25 și nu vedeți, degeaba dăm. Dar stați așa că sunt pe cea 1 pe sura și trebuie să duc și contul acesta, în câteva secunde revenim. Astăzi vreau să văd da a patra eșarfă de 25. Hai să vedem. 3, 2, 1 și hai! A mers sau n-a mers? Și 21 mă. A rămas la fel. Am zis eu, dacă nu e de 25, măcar Măcar să rămână așa, dar asta să vedem, mai facem una sau nu mai facem pentru că mai sunt conturi cu potențial să zic așa de a face o eșarfă, revenim. Hai să-l încercăm și pe el, s-a și lumea aici, ar fi tare să meargă, sincer să vă zic. Succes! Stați așa, iarăși o luăm pe asta de 10, dar deocamdată nu. Ah, și ne oprim -o. Cred că ne oprim și noi odată cu eșarfa asta pentru că n-are rost să mai investim. Eram curios cât costă o eșarfă de 21 și mă uit pe piață, este undeva pe la 14 ani într-adevăr, e ok prețul, doar că o să mă opresc, o să o las așa, mai dăm data viitoare sau când mai facem din când în când o eșarfă. Sunt curios cine câștigă un tigru regal cu schimb de meni astăzi, ia să extragem, 74 de participanți, vă mulțumesc foarte mult pentru cele peste 600 de like-uri la clipul anterior, ia să vedem noi astăzi cine câștigă. Camaro spor ne urează Poate data viitoare vom avea mai mult spor Țineți în pumnii acolo că să mă pregătesc Să văd ce reușesc Ia să vedem Camaro merge Maro, ia să vedem Pac, a mers numele Felicitări și data viitoare mai avem un tigru regal Cu skin de meni pentru voi tot așa un comentariu și numele vostru alături. Avem aici niște perle de la SKD, trăiască zice. Mersi foarte mult, mulțumesc, că o să fac niște finisaje de curea probabil cu ele. Vedem noi dățile viitoare ce facem în continuare. Să sperăm că mai strângem niște cufere și să fie noroc, mai norocoase ca de data aceasta, pentru că uite, nu prea am prins lustru pe astăzi. Vedem, trebuie să facem iarăși gaia, mai cumpărăm pietre dacă sunteți și vă știți că vindeți. Îmi dați pe mesi și vorbim. 300 ca bucata o să le cumpăr. Este preț bun, pe piață sunt 200, ceva de genul 200-250, dar eu le cumpăr Angro la 300 și preț bun și vile și vă și scap de ele, cum s-ar zice. Dar hai să vedem data viitoare cum ne pregătim, astfel încât să fie mai bine, zic eu. Pentru membrii am postat clipul și aveți acolo brățara până luni, adică mai sunt o zi, aproape două zile până extragem prățara aceea cu drop. Este în depozit, 20 drop, 15 fulger. Puteți să vă înscrieți în momentul de față, este postat clipul, în caz că sunteți membri. Astăzi n-am reușit să facem prea mare progres, dar... Nu ne pierdem speranța pentru data viitoare, s-ar putea să iasă ceva și rămâneți pe fază. Ne auzim și multă pace vă urez, mulțumesc foarte mult și membrilor, mulțumesc de susținere și mulțumesc foarte mult de like-urile de la clipul anterior pentru că s-au strâns un număr destul de considerabil ne auzim multă pace vă urez